Sturzu a dat gașca veche pe una nouă. Membrul trupei Haikyuu a fost ales președintele tineretului PSD, cum altfel, dacă nu pe muzică. N-a avut emoții la conferința de alegeri, toți colegii sunt fani și, în plus, a fost singurul candidat. Asta a cântat din nou astăzi Mihai Sturzu în fața unei găști de peste 2000 de tineri pesediști. Ba chiar le-a mai făcut și o dedicație. Nicu Bănicioiu, strigă cu mine! Eu mi-am propus foarte serios să devin președintele României. E un plan foarte serios și bine structurat al meu. Au trecut 3 ani de atunci și Mihai Sturzu a ajuns președinte, nu al țării deocamdată, ci al organizației de tinereta PSD. Fraților! Noi suntem PSD-ul. Noi suntem cei care dau forță generației noastre pe bune. Noi putem să mutăm munții din loc și împreună, ca o familie, ca o echipă, o vom face. Cei care l-au votat în unanimitate îi sunt nu doar colegi, ci mai ales fani. Aduce un aer fresh. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Ai și tu, dacă simți așa, vino gașca mea. Totul va fi bine. Mâinile în aer și spune cu mine. Totul va fi bine. De asta l-a asigurat chiar și premierul Victor Ponta. Mulți ani, evident, pentru noi la PSD, gașca mea a fost un fel de imn. Mi-a lipsit în ultima perioadă, de când sunt prim-ministru, toată lumea îmi cântă o altă melodie. Bagă bani, bagă bani. Bagă bani, 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 bagă bani, bani. Vă pup și vă iubesc, eu ca voi nu mai găsesc. Pam, pam!